Salutare, dragilor! Asta sunt MasterChef de România. Unde o omletă, pentru că ne-a rupt foamea în două, după cum vedeți aici. Sălămior, brânzică și ouă, evident. Și punem și de sălățică. Ca să fie treabă. Punem și de sălățică. Tăiem vreo două roșii. Da, fraților, urmează să mă apuc și de noul pătrat de iepuri. Am să mă duc să pregătesc terenul, să cumpăr materiale și așa mai departe. Dar pe burta acolo nu prea merge boss. Și am zis, hai să-mi fac ceva de mâncare rapid. Și am optat pentru o omletă cu salam și cu brânză. Și o salată de roșii cu castraveți. Da? Facem imediat și sălățica. Încin și uleiul pentru omletă. Ulei la omletă nu se pune prea mult. Asta poate știați și voi. Luăm salamiorul. Punem în omletă, după care venim și cu brânză, mie îmi place așa mai mare, cuburile pentru că se vor topi. Și vreau și ceva nemaipomenit. Haideți să vă arăt și vouă. Da? Cam așa arată omleta noastră. Lăsăm la foc mic. Nu prea stă tigaia. O lăsăm la foc mic și noi ne continuăm treaba cu salata. Ne trebuie un castron mai mare. Așa. Lăsăm castravete. Spălăm. Da, fraților, și după cum vă spuneam, o să mă apuc și de celălalt de la cutia de iepuraș. În curând. Mică sălățică aici, căci merge la fix. Mai punem un castravete. Merge la fix cu omleta.
mai dăm un pic și la omletă. Bine că numai omleta nu este, asta este ca un nou amestecat. Nu e problemă. Să luăm puțină sare. Să punem în salată. Așa. Puțin ulei și puțin oțet. Deci fac minuni. Și un pic de apă. Și puțin apă, boss. Și cam aia e. Salata noastră. Aveți grijă cum o amestecați. Mai bine amestecată. Și a ieșit ceva minunat. Și a ieșit ceva minunat. Mai amestecăm un pic de nou. Și ouă de frigata. Și cu fraților, țineți aproape că în curând mă voi apuca de un nou cotez de iepuraș și va fi mult mai trăznic decât ce am acum. Asta ca să știți la mine, gata și omleta. Așa. Va fi mult mai tras decât ce am acum. Nu mai așa ca să vedeți și voi ce a ieșit. Minunat și gustos. Da, fraților, ne-am pregătit și micul dejun, să zic așa. Avem aici omleta cu brânză și cu salam. Și aici o salată de roșii cu castraveți. Și ce să vă mai zic? S-am poftă și am plecat la masă. Nu uitați, dacă vă place ceea ce fac, să-mi dați un like, un share și de ce nu, și un abonament la canal și să aprindeți clopoțelul pe toate, pentru că numai așa veți vedea zi de zi tot ceea ce fac. Numai bine!